Pe lângă faptul că e socul și serios, știu.
știe și să se distreze. Prietenul și colegul meu de la Poliș, primarul, și bineînțeles, domnul viceprimar care este mereu lângă mine. În discuția noastră în care eu rog invitații noștri să-și spună părerea despre gaze și despre petrol și despre toate. Legile s-au schimbat, lumea s-a schimbat. De asta vedeți ce circ este oriunde cu poluare și cu mediul și cu întreținerea mediului. În condițiile astea, arendașul poate, dacă scrie în contract, dar nu a scris treaba asta și eu v-aș ruga dumneavoastră să cereți să scrieți, poate să dea acceptul acei cu petrolul, cu indiferent ce exploatează. Problema este în felul următor. De ce se, lucrurile astea se plătește? Suprafața aia de teren plătește o chirie, o arendă, ziceți-i cum doriți. Ca acolo la sonda aia 500 de metri, 1000 de metri, să zicem, ocupați. Problema este deosebită atunci când când ei termină cu sonda, își ia catrafusele și dispară. Omul care are terenul, ori îl amendează mediul ca să facă curat, să adune și trebuie să vă spun că se iau cam 30-50 de centimetri de pământ, așa cum e Arabia, și trebuie spălat și decontaminat. Că pentru decontaminare se plătește. Cred că treburile astea trebuie știute dinainte. Cine dă acceptul pentru așa ceva? Proprietarul care suntem noi sau arendașul care, fiți liniștiți că el se înțelege mult mai repede și bine cu cei care sunt interesați. Și o ultimă problemă care trebuie să vă spun. Ei cer să intre, ne cer nouă evidențele de la Registrul Agricol. Să le dăm nume, pronume și care unde are pământul, holda, planul parcelar. Cei se v-ați întabulat, știți ce e ăsta, e planul fiecarei parcele. Ori eu vă spun cinstit că am refuzat să le dau, pentru că nu pot să dau date despre averurile dumneavoastră. Nu vreau să dau, fără acordul dumneavoastră nu pot să dau. Și acum, astăzi, dumneavoastră, după ce prezintă și invitații noștri, situația în care ne aflăm, trebuia să veți hotărâ dacă mă susțineți sau sunteți de acord să dau datele fiecare unde și are terenul și arendașul fiziniștit îi va da acceptul să meargă cu gaze de șist, cu petrol, cu orice. Vreau să veți hotărâ astăzi, după ce discutăm și cu celelalte, problemele care le-am pus eu și zic că putem să ne discutăm mai departe. În rog pe domnul inginerul Muscă și pe rând domnul Guzman și pe toți care sunt interesați, iar discuția nu e unilaterală, adică numai de aici spre dumneavoastră. Este și invers și ne întrebați orice. Domnul inginer, vă rog. O să vin aici, pentru că avem și câteva situații în care putem să explicăm ceea ce se întâmplă în condițiile în care cineva ar accepta că acești oameni, nu putem să-i numim domn, ar încerca să intre și vă spun că numai cu forța pe pământurile ale noastre, spun că e și al meu și al dumneavoastră și al tuturor. Suntem în fiecare duminică în câte o localitate din cele 15 localități, cele 15 comune care sunt prevăzute să intre cei cu explorarea gazelor de șist, să intre, să ne distrugă, să face o travă în pământuri. Aș vrea să vă spun un lucru. Aveți pământuri bune, nici la Cortici nu sunt mai bune. Noi, în zona Aradului, avem potențial extraordinar de bun. Nu vă lăsați prostiți. Oameni buni, nu vă lăsați prostiți de nimeni. Și vă mai spun un lucru, nu vă vindeți pământurile. Nu știu cât este pământul, valoarea ca și preț astăzi aici. Vă
Vă spun că la Curtiș prețul este de 4.500 de lei, 5.000 de lei, pardon, de euro. La Sântana și are ceva probleme, ești primarul de la Sântana, pământul a ajuns la 7.500 de euro. Am cumpărat eu la prețul ăsta, deci nu sunt povești și nu sunt vorbe, vă spun în cunoștință de cauză perfectă. Valoarea pământului crește extraordinar de mult. Valoarea pământului din Vladimirescu, din Curtiș, din Olarnă, din Șimant, în Sântana, de oriunde se va uniformiza și va veni exact ca și pământul de toate țările din Uniunea Europeană. Și ajunge la 20, la 30, la 40 de mii de euro. Pământurile bune. Nu vă lăsați acum cât va fi de greu. Este ultimul lucru la care trebuie să apelați să vă vindeți pământul. Țineți-l acolo, că s-a purtat războaie pe pământ, pentru pământ. S-a vărsat sânge pentru pământ. Nu trebuie vândut pământul. Este averea care niciun câștig, niciun bani băgat în orice bancă nu vă va aduce acel profit, precum crește valoarea pământului de la o zi la alta. Iată ce înseamnă ceea ce vrea să se întâmple astăzi la noi. S-a întâmplat în multe țări din Europa și din lume, șevronul au acțiuni în judecate, li se cere milioane sau în alte țări miliarde de euro datorii în urma judecăților, în urma distrugerilor pe care le-au făcut, în urma otrăvirii oamenilor. Și de ce spun în urma otrăvirii oamenilor? Pentru că avem aici ceea ce vrea să pară să fie o sondă. O sondă de gaze de șist, în condițiile astea, ei acum nu mai recunosc după ce a văzut că noi ne-am alarmat și că am sărit la gâtul lor pe bună dreptate și noi lăsăm, și asta vreau să vă informăm pe dumneavoastră despre exact realitatea care este astăzi de fapt. Acum mint și spune, nu mai vrem gaze de șist, vrem hidrocarburi, respectiv vrem să scoatem țiței. Nu am ecoli, mint. Mint cu nerușinare. Nu au niciun lucru sfânt pentru ei. Banul. Banul ne-a dezumanizat pe mulți dintre noi. A făcut din oameni călări. Asta vreau să fie o sfântă. Și cum înseamnă gazele de șist? Și cum poate să spune că nu vrem gaze de șist când toată Europa asta este bântuită și toată lumea este bântuită de a face gaze de șist? Și acum s-au găsit că sunt foarte mărinimoși și pe noi, cei din zona de vest a Radului, nu mai vrea gaze de șist. Nu! Aș vrea să aveți încredere în ce vă spunem. Facem acest lucru aproape, cum vă spun, în fiecare duminică, să informăm pe cei care poate n-au citit și n-au văzut un film, pagubele care le produc acești oameni care sunt criminali. În ceea ce privește o gază de șist, aceasta este o sondă. Sonda merge pe verticală de la 2 km în jos, de la peste 2000 de metri, începe exploatarea gazelor de șist. Cât merge de sus în jos, atâta merge și pe lateral. Aici ce este? Este o rocă, o piatră închistată. Trebuie să o spargă pentru că în ea, într-adevăr, acolo sunt gazele, ca și într-o capsulă. Se bagă de aici apă cu nisip, apă 95%, nisip 4,5% și substanțe chimice. Poate mulți ați văzut. Substanțele astea chimice spune 0,5%. Oameni buni, 0,5% în cantitățile astea de apă cu care se lovește ca să se spargă piatra, înseamnă cel puțin 2000 de kilograme de otravă, cianură, sodă, alcool metilic, nitroglicerină, nu știu să vă spun câte. Se spune, s-au spus ei pe site-urile lor de calculatoare într-o primă fază. Asta este. Vă dați seama, în momentul când bagă aici și lovește cu presiune de 1054 de atmosfere, 1054 de atmosfere. Gândiți-vă că în camion, într-o roată de camion, bagi 6-7 atmosfere. Faceți comparație, ca să puteți face comparație cu o presiune de 1054 de atmosfere. În momentul acela se face roca. Uitați-vă dumneavoastră. Aceste particule
deja voiau în sus. Ele sunt metalele grele. Radiu, cesiu, plumb, uraniu și așa mai departe. Cele mai multe sunt radioactive. Acestea sunt antrenate odată cu gazul, pentru că gazul, dacă ați văzut acolo unde a fost incidente, sparte țavă de gaz sau alte probleme, este gazul și prin beton, nu neapărat prin pământ, prin beton oameni buni, la presiunea la care este. Și uitați-vă că antrenează de aici, antrenează în sus, până unde avem fuză de apă freatică, toate aceste elemente și gazul. Mai mult, spune tehnologia lor, 7% din ceea ce are gaz aici, vine pe lângă această sondă și vine sus. Deci, vrând nevrând, ajunge în pânza de apă freatică. Aceasta este pânza de apă freatică. Aceasta este încărcată la ora actuală cu gaze, cu materiale radioactive, cu materiale care nu le știm pe toate. Dar sigur că acele 2000 de litri de substanțe chimice care se bagă la o sondă, acele, după ce produc explozia aici și face fisuri în rocă, după care își iau drumul sus. Pentru că major nu are voie să meargă spre centru contrii, major. Și sunt antrenate și pe lângă sondă și prin aceste, că se creează micofisuri. Până ajunge aici, repet, până ajunge în apa freatică. Apa freatică, să zicem că asta e la 34 de metri de vinde de localitate. De aici mai este puțin până când ajunge aici. Și aici sus, când ajunge, ce face? Pumii au rădăcina la mulți metri jos. O rădăcină de porumb i-au prezentat la televizor, cum am făcut și am individualizat-o, și ajunge până la peste 2 metri în jos. Lucerna, ca rădăcină, ajunge la 10 metri în jos. Rădăcina de la lucernă. Nu vă spun povești. Sunt înscris și le pot verifica, oricine poate să facă aceste teste. Deci, de cum? Ce-a făcut? În momentul când aceste toxicități ajung în plante, ajung în iarbă, în pomi, toate astea să le extragă cu apa odată tot ce înseamnă de fapt și la urmă urmii vegetație, atunci deja pomul, planta, iarba, pomul, toate au chimicale. Și astfel se întâmplă că ajung în organismul nostru. Bineînțeles, mai vorbim animalele, mai era o poză în care ați văzut că era vaca care bea apă dintr-un șanț și de apa de acolo era tot contaminată. Uitați-vă. Deci, iată, venind apa bea contaminată de aici, în zonele fractoare, concentrația de gaz metan din apă e mărită de 17 ori. Lichidul de fracturare, acel 95% care v-am spus că e apă, acel 95% care v-am spus că este apă, 4,5% este nisip coarț, care se bagă în fisurile de la rocă și care le ține deschisă ca să poată să vină sus. Acel gaz, pentru că la o fracturare, la o lovire cu 1054 de atmosfere, se folosește la fiecare fracturare circa 28, 30, 35 de mii de metri cub de apă. Apa ne ia din acea frunză de care v-am arătat acolo, care era frunză de apă freatică. De acolo ea. Și ne lasă fără ea. Ulterior, această apă revine sus. Ce face cu ea? Încearcă să o țină jos cât poate și dacă nu, creează bazine. Bazine de apă cu această toxicitate. Indiferent ce facem, toate sunt purtătoare de o travă. Toate nu ne ardă. Nu moare nimeni de azi pe mâine decât în cazul unui grave sau în cazul unor accidente mai nedorite. Dar în timp, 2, 3, 4, 5 ani, se adună aceste otrăvuri din plante, din partea vegetală care noi mâncăm și din partea animală. De aici se ia apa. Apa care în lume este foarte scumpă. Nu scumpă, foarte scumpă. Iar noi suntem pe un bazin de apă bun. Suntem totuși bine aprovizionați cu apă. Pentru că dacă cineva ne-ar arăta toată țara, toată regiunea de vest a țării, din apa asta freatică să se facă irigații, se poate produce fără povești 18-20 de tone de porumb oameni pe hectare. Sunt
țări care fac aceste lucruri. Se face 10-12 tone de grâu pe hectar. Se face 5-6 tone de soia și așa mai departe. Deci posibilități există extraordinare. Ori ei ce vreau? Dar dracu, pentru că ei câștigă foarte mulți bani, nu contează ce mijloace folosesc. Sigur că indicarea noastră a pornit de la faptul că am primit sesizări. Am primit sesizări în care se spune așa. Noi intrăm de la 1 aprilie, intrăm și executăm aceste lucruri de prospecțiuni, de a depista zăcămintele care sunt. Și după aceea, voi proștilor, vă veți face și voi lucrările mai departe, cândva, dar obligatoriu numai după ce termină ei. Cine sunt ei? Cu ce drept? Pământul este al noastră și al meu și al lor și al toți de aici care suntem în fată. Și al celor din Arad și din comunele respective. Legea, Constituția ne spune foarte clar, oameni buni, noi suntem proprietari. Și le spune legea, nu pot să intre fără acceptul dumneavoastră. N-au voie. E, și totuși ați văzut la televizor, în mod sigur, majoritatea dumneavoastră acolo în Vaslui, la Bugești, cum s-au bătut, cum au lovit și au aruncat oamenii prin mări și prin oroaie și câte necazuri s-au întrebat și i-au verificat și că s-au dus să-și iau o cantă de apă. De ce? Repet, interesul banilor. Nu știm, n-am nicio dovadă la cine ajung banii, dar de dragul nostru nu-l face. S-a spus clar, relevența este de 3-5%, adică cele de oamenilor. Oamenii buni, în Norvegia relevența este de 50%. La noi, la România, este de 3-5%. De ce? Contractele sunt secrete. Adică faci contract, tu, stat, pe pământul lor românesc, pe pământul dumneavoastră, și eu n-am voie să văd contractul acela că e dat la secretizat. Statul are voie să se aibă secrete față de mine ca proprietarul terenului, în ceea ce discutăm acum. Nu are voie. Și n-am cerut de secretizați contractele. N-am văzut voie. Și am vrut să le spunem oamenilor să știe adevărul. Și am vrut și noi să știm pe ce ne bazăm. În reacția în care vor veni în forță. Ei se duc în forță și intră. Oamenii buni, am spus de la capul locului când am început aceste întâlniri cu oamenii, nu vrem să dăm nicio tentă politică, vă rog să mă înțelegeți. Nu de la partidul de ieri, partidul de asta, partidul care va fi, că mi-am mers în minte treaba aceasta. Nu! Nu ne interesează politic. Aici toți suntem, indiferent ce simpatii politice aveți, toți suntem cu un singur interes. Să ne păstrăm pământul, că pământul crește valoarea, să nu lăsăm să ne otrăvească. Pentru că introducând acele substanțe chimice, ne otrăvește. Oameni buni, în timp. Spunea la una dintre întâlnirile noastre, primarul de la Vladimir, de la Dorobanț. Zice, dar noi o să ajungem atunci să facem aici un deșert și să creștem cămile. Ați și văzut cămila. Deci nu vrem să creștem cămile. Nu produc nimica. Sunt animalele deșertului. Unde merg kilometri întregi și nu întâlnesc, nu se întâlnesc doi cu doi. Dar atenție! Dacă nu suntem împreună, noi cu dumneavoastră și dumneavoastră cu noi, noi știm cu cei care ne batem și o să vă spună domnul Cosma, am făcut și societate cu toți primarii din aceste zone, pentru că ați văzut pe hartă, sunt 15 comune. Sunt 15 comune și suprafață de 56.000 de hectare. Oameni cu producțiile care eu vi-am spus în mare, la Curtici este marul inginerul Luca de aici, care a lucrat cu mine câțiva ani de zile, nu se povești. Aceste producții spun despre potențialul care îl are zona. Nu că am făcut eu la Curtici sau dumneavoastră la Vladimirescu sau cel din Sântana. Nu, există potențial, vorbim aici de potențial. Nu putem să ne batem joc de potențialul acesta. Pentru că agricultura trebuie să înflorească. Pentru că agricultura trebuie să ne țină. În lumea bună din Europa, cine este fermier, cine are pământ, este om bogat. Iar pe noi vreau să ne sărăcească. Și n-au dreptul acesta. Și nu îi lăsăm. Oamenii buni, dacă îi lasă, că e guvernul, că e președinția,
Dacă îi lasă pe ăștia să intre și îi lasă, noi trebuie să-i oprim. Când mai târziu îi băgăm în pușcărie, putem să-i băgăm în toate pușcările. Odată ce am făcut rău, nimeni nu ne mai salvează de la răul care s-a făcut. Nimeni nu ne mai salvează de la certificare. Nimeni nu ne mai scoate o trăbură din pământ. Oameni buni, dacă într-o sticlă, într-un recipient, pui o sticlă cu apă, aia poate fi păstrată cum vrei. În pământ, dacă îi dai drumul, apa circulă. Apa nu mai poate fi stăvilită. Apa nu mai poate fi ținută de unde vrea omul. Ați văzut, și am spus de atâtea ori, în cimitire de multe ori, în primăverile ploioase, că este apa până la nivelul unde bași mortul. Acolo circulă și substanța chimică. Acolo este dovadă că acolo, la nivelul ăla, ajunge și rădăcinile plantelor și a pomilor. Și ne otrăvește. Oameni buni, astăzi, este greu, văd foarte mulți oameni dintre noastre mai în vârstă. Așa au făcut și acolo la Pungești și au fost, s-au dus săraci oameni și a adăvărit prin oră și prin apă. Oameni buni, dacă toți, nu toți de aici, toți din comună ieșim acolo unde ei vor să intre și nu-i lăsăm. Nu ne ducem să ne batem cu nimeni, Doamne ferește, nu dăm în ei, nu-i știm, dar nu-i lăsăm să pună piciorul pe pământurile noastre, pe pământurile dumneavoastră și a lui toată zona asta de aici de vest. Dacă noi nu-i lăsăm, ei nu pot să ducă să stea în la infinit acolo. E ca un război, vreau să mă credeți, dar ne ducem crucea în spate. Așa trebuie să se întâmple. Așa au gândit mai mari noștri pe care noi am ales și astăzi fac prostii, va trece. Repet, toate pușcările, dacă le fundăm cu ei, tot nu mai salvăm rău. Este momentul acum să le spunem categoric nu, nu aveți ce căuta, nu aveți ce pune piciorul. Noi nu vă deranjăm, noi nu ne ducem la nimeni să ne batem, să le facem rău. Dar să nu ne lăsăm, pentru că pământul este al nostru. Fiecare l-aveți, l-ați moștenit sau cum l-aveți, sau l-ați cumpărat. Repet, valoarea pământului este mult, mult mai mare decât ce preț are astăzi acum. Aș putea să vă spun mult mai multe. Mă opresc aici. Dacă sunt întrebări, sigur vă voi răspunde la tot ce știu și la tot ce pot. Vă mulțumesc! Acum îl rog pe domnul profesor universitar, domnul Guzman, să mai dea niște gânduri și vor mântuia să-ți întrebați. Oameni buni, doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să vă salut pe toți și să vă spun că sunt bucuros că sunt astăzi alături de dumneavoastră pentru a clarifica câteva lucruri extrem de importante pentru viața dumneavoastră și numai cea de astăzi, ci și cea de mâine și de poimine și a celor care vin după dumneavoastră. Sigur că m-am gândit mult ce să vă spun în cadrul acestei întâlniri. Eu m-am fixat asupra trei subiecte și, în primul rând, nu mai vreau să insist asupra ceea ce spunea domnul Muscă cu privire la periculozitatea pentru viața dumneavoastră, pentru tot ceea ce înseamnă mediul în zona dumneavoastră datorită exploatării gazelor de șist. Trebuie să vă spun foarte pe scurt că cei de la Panfora, societatea care are autorizația să facă aceste explorări, folosesc foarte multe metode prin care încearcă să ocolească anumite lucruri sau să păcălească anumiți oameni. Eu am avut o întâlnire cu reprezentantul pe România al acestei societăți, un domn pe nume Tibor Benke, și am spus foarte clar, foarte explicit, nu avem nicio discuție, nu avem ce discuta, decât atunci când acest contract care îl aveți cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale este desecretizat. Și nu înțelegem absolut deloc de ce un asemenea contract care are un impact atât de important asupra vieții oamenilor poate să fie secret. Ce este secret atunci când discutăm despre viața oamenilor? Păi este foarte dificil, că nu știu ce. Am spus, nu discutăm despre această chestiune decât după. Sigur că sunt și alte implicații, pentru că ei pot să spun așa cum declară prin tot felul de ziare, că nu interesează gazele de șist, interesează numai
explorarea, deci cercetarea, vor să facă o ecografie a Pământului, chiar așa s-au exprimat, să vadă ce e în subsolul acestui teritoriu și îi interesează petrolul, respectiv țițeiul convențional și gazele convenționale. Deci și acest aspect este foarte important. Dar vreau să revin la o altă problemă. Și de data asta pot să încerc după 20 de ani să vă spun un mare secret. Ați avut aici, în partea asta de răsărit, un combinat chimic. Cei mai în vârstă și locuitorii mai dedemult își aduc aminte de coada de vulpe, așa îi spuneam, care ieșea din acest combinat. Și trebuie să vă spun povestea, pe care o știu extrem de puțin, de ce s-a desfințat acest combinat. Pentru că am fost implicat în această problemă și unii dintre noastre mă cunosc, în perioada 90-92 a fost un prefect la prefectura Arad. S-a pus două probleme. Prima problemă, faptul că acest combinat era la capătul conductei și nu mai avea gaze. Și am fost personal la București să discut la Ministerul Chimiei această problemă să primească gaze. Și mi-a spus ministrul din vremea respectivă, nicio șansă. Dar mai era un aspect extrem de important. Acea coadă de vulpe și în momentul când ploua, ea era formată din oxizi de azot, în momentul când ploua, se transforma în acizi de azot, din care se ducea în sol. Și această coadă de vulpe și acest combinat chimic avea un așa zis front poluant. Front poluant care din spate era împins și se deplasa spre comună și se deplasa foarte important spre zona de unde se trage apa potabilă a Aradului și a dumneavoastră. Extrem de important. În condițiile în care obțineam gaze, trebuia făcut o captare înainte de captarea apelor potabile și să fie folosită apa numai ca apă industrială. Deci dacă obțineam gaze, trebuia făcut această captare, așa cum este captarea care o vedeți dumneavoastră de la drumul Șiriei și până la Sântana, ca să capteze, pentru că a fost o greșeală atunci când combinatul a fost pus în această poziție, în fața comunei dumneavoastră, pe zona de unde venea apa potabilă, care vine dinspre munții Zărandului. Deci, revin acum, ca să v-am spus această poveste, ca să știți de ce s-a desfințat acest combinat. Mai mult decât atât, vreau să vă atrag atenția că comuna Vladimirescu se află într-o situație mai dificilă decât Urticiu. Și de ce? Pentru că în structura Pământului, vă spun ca unul care cunoaște această chestiune, nu există straturi de protecție. Deci dacă se bagă chimicale și otrăvuri în Pământ, în mod sigur iasă la suprafață și cel mai ușor. Pentru că nu sunt straturi de argilă compactă până la 2000 de metri adâncime, nu există asemenea lucru. Și toate chestiile astea o să producă o infectare extraordinară. Deci, în primul rând, cei care au făcut contractul nu vor să-l desecretizeze. În al doilea rând, nimeni nu garantează că instalațiile pe care le folosesc nu cercetează și această problemă. Chiar dacă, să spunem, în contract, ei au contract să cerceteze numai anumite lucruri, dar pot să cerceteze și altceva. Cine vede ce se întâmplă cu aparatura respectivă? Mai ales că acest Panfora este o societate făcută de societatea MOL din Ungaria. Iar reprezentanții societății MOL în primăvara lui 2012 au declarat oficial că există șanse pentru gaze de șist. Și că îi interesează acest aspect. Mai mult decât atât. Deci, trecând dincolo la exploatarea aia, să zicem, convențională, de petrol, de gaze, așa cum le știm noi, da? Pot să vă spun, ca unul care cunoaște, că și atunci există riscuri de contaminare a solului. Contaminarea solului înseamnă scoaterea din circuitul și din producția agricolă a multor suprafețe. Pot să vă spun că în zona Peșca, Turnu, urmează acțiuni foarte serioase de decontaminare, pentru că acel noroi de foraj are și el o anumită compoziție
care vine și poluează. Și pot să vă spun că depoluarea din zona unde s-au exploatat gazele și Țiseiul, zona Peșca, Turnul și așa mai departe, costă milioane de euro. Trebuie să scoți tot pământul ăla, îl duci în altă parte, îl tratezi, îl speri și după aceea să-l aduci înapoi. Dați-vă seama ce înseamnă această chestiune pentru suprafețele dumneavoastră agricole. Și cei care vreți să vedeți cam cum se întâmplă lucrurile, vă rog să mergeți spre zona Gării și să vedeți acolo în platformele de depoluare a pietrei care a fost luată de pe calea ferată. Deci lucrurile astea nu sunt o joacă, domnilor și doamnelor. Este foarte important. Deci, atenție foarte mare la ambele aspecte, atât ale explorării gazelor de șist, cât și a celor care se referă la chestiuni convenționale, denumite convenționale. O spun încă o dată, așa cum a spus și domnul Muscă, nimeni n-are voie să intre pe terenurile dumneavoastră fără acordul dumneavoastră. Dacă vreți să vă reduceți potențialul acestor proprietăți, atunci eu zic că nu faceți bine. Nu e bine. Se spune că au drept de servitute. Nu există drept de servitute prin curțile dumneavoastră, să ne înțelegem foarte clar. Nu există drept de servitute. Există drept de servitute pe drumurile publice. Nu se poate să-ți dea cineva servitute pe terenurile dumneavoastră. Deci, și nu mai spun că ei spun că să dea, nu știu ce, cote, să plătească. Astea sunt chestiuni care sunt foarte greu de negociat. Și în acest sens, ca să venim în ajutorul dumneavoastră, împreună cu domnul Muscă și cu primar din zona afectată, vă spunem că suntem în faza foarte avansată de a forma o asociație non-profit care să vină să poate să angajeze avocați în numele dumneavoastră și care să vă apere interesele și să vă reprezinte. Însă dumneavoastră trebuie să fiți, să zicem, cel puțin cu sufletul atașați acestei societăți, acestei asociații non-profit. Pot să vă spun că am primit deja de la Ministerul Justiției aprobarea pentru denumirea acestei asociații, care înseamnă să salvați câmpia de vest a României. Pentru că e vorba de câmpia de vest, așa cum a arătat domnul Muscă, de la Satul Mare și până în sud. Nu e vorba numai de acest perimetru. E vorba de mult mai mult. Și în momentul de față suntem în faza de a aduna semnăturile necesare să mergem mai departe. Pentru că nu putem să facem o asociație de 13.000, 12.000 de persoane, cam cât s-au semnat de a fi împotriva acestor explorări care să se facă pe pământurile dumneavoastră. Rugămintea mea, eu personal pot să vă spun că n-am niciun interes material, dar nu pot să stau pasiv și să nu mă lupt atunci când este vorba de un interes general, interesul dumneavoastră. Eu nu am nicio remunerație din chestia asta și ar vrea să ne zicem foarte clar, nici nu am nicio pretenție de niciun fel, însă mulți dintre dumneavoastră mă cunosc și știți că am avut și funcții publice și cred că este de datoria mea și a tuturor celor care vor cu adevărat binele dumneavoastră să vină să lupte pentru această chestiune. De ce în aceste chestiuni nu este implicată nicio persoană, niciun parlamentar? E un semn de întrebare, dar vreau să vă spun și cred că nu știu dacă domnul Muscă a spus, acțiunea noastră nu are nicio conotație politică. Nu venim să spunem că partidul ăla e mai bun, că ăla e mai puțin bun. Nu are nicio conotație politică. Are doar o singură conotație, interesul dumneavoastră. Și acest lucru ne interesează foarte mult și pentru el suntem hotărâți să folosim, atenție, toate metodele legale. Și avem metode legale pentru că Constituția apără proprietatea și noi vrem să ne folosim de această lege fundamentală a statului român și să nu ajungem în situația cum s-a întâmplat în alte părți în țară, că a venit jandarmii și au intrat în, știu, un conflict cu populația și așa mai departe. Însă avem nevoie de solidaritatea dumneavoastră, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră ca să vă putem apăra aceste interese. Și sigur că nu vreau să lungesc discuția, ar fi multe de povestit în această direcție, deci rețineți foarte important.
nu numai gazdele și spoluează, ci și celelalte metode, să nu mai discută perturbarea lucrărilor agricole cu consecințe asupra producției și toate celelalte. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție.